Fiecare apariție publică a lui este balsam pentru suflet, spun cei care merg la spectacolele de stand-up comedy ale lui Cătălin Bordea. Puțin sunt cei care știu însă că actorul nu trece prin cele mai fericite momente, iar acest lucru se întâmplă de câteva luni. Cea care i-a devenit soție în 2014 a decis să-l părăsească. CanCan.ro vă prezintă toate detaliile. Comediantul are o carieră de succes și multe proiecte care îl țin ocupat. A devenit cunoscut în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena 1, dar participarea la America Express, competiție pe care a și câștigat-o, i-a adus celebritatea și simpatia a milioane de români. Anul acesta, Cătălin Bordea a reușit să umple până la refuz sala Palatului, 4 zile consecutiv, cu un spectacol de stand-up comedy de zile mari. A fost aplaudat la scenă deschisă și a câștigat bani pe bandă rulantă. Luni întregi a zâmbit la fiecare apariție televizată sau interviu, însă în sufletul său era furtună. În ultimul an, Cătălin Bordea a încercat din răsputeri să își salveze căsnicia. Deși nimic nu părea să anunțe ruptura dintre cei doi, inevitabilul s-a produs. Acum sunt la un pas de divorț. Conform surselor CanCan.ro, Bordea și soția sa nu mai formează un cuplu, iar decizia a fost luată chiar de Livia. Nu a existat infidelitate la mijloc, nici certuri ori alt motiv ascuns. Pur și simplu, antrenoarea de Kangu Jams susține că pasiunea s-a stins. Mai mult decât atât, ultimul gest pe care Livia l-a făcut pare să demonstreze informațiile obținute în exclusivitate. În această perioadă, Livia a preferat să fie mai discretă, motiv pentru care a decis să ia o pauză de la rețelele de socializare, însă nu în totalitate. La o simplă căutare, internauții au putut observa că bruneta și-a închis contul de pe Instagram, iar pe Facebook a renunțat la numele soțului ei. Cătălin a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a-și salva căsnicia. Livia voia să se despartă dinainte de plecarea la America Express, însă au decis să mai discute după întoarcerea lui Cătălin. Și au spus că 2 luni departe unul de celălalt nu este chiar puțin, așa că poate își revin. El a fost cel care s-a opus categoric, o iubește enorm. A fost inclusiv la psiholog pentru a încerca să rezolve anumite lucruri la el, în interiorul lui a progresat enorm. Pe ea o adoră, o tratează extraordinar, dar pur și simplu nu au reușit să învie flacăra aia a pasiunii care în sufletul ei nu mai e la fel de puternică. Acum sunt despărțiți, iar el suferă foarte mult. O face însă discret, cu demnitate, altă soluție oricum nu are. Ea a plecat de acasă, temporar, a fost decizia ei. Nu s-au certat, nu s-au înșelat, nu există nimic de genul acesta.